Haideți că astăzi sunt arăboaică. Da, toată plină de sclipici, că e singurul moment din an când nu suntem caragioase, știți, purtând haine de genul ăsta și ne putem pune, maimuța își poate pune toate zorzoanele posibile. Bun, v-am spus că am multe să vă spun. Mai puțin despre mâncare, că o săptămână, două, subiectul este tabu pentru mine. S-a tot vorbit, da, s-a tot vorbit de la Crăciun încoace de un film de pe Netflix, Nu privi în sus. Știți, acum eu l-am văzut, chiar cred că din prima zi că mi-a apărut acolo și am zis hai să văd despre ce este vorba. Și filmul, dacă nu era să-l vezi în anul 2000, 21-2022 și îl vedeai acum 5-6 ani, nu era absolut nimic extra special în el. Chiar ți se părea un film poate mediocru, pentru că filme din astea cu întâlniri planetare și science fiction și comedii și parodii sunt cu duiumul. Acum, nu vreau să vă vorbesc despre film, că filmul doare. Pe mine m-a durut și nu îl consider nici măcar comedie, parodie, sau dacă vreți, e o comedie neagră, știți. Dar e dureros de adevărat, de fapt, în ce vrea să transmită. Puțin mă interesează cum joacă actorii în filmul ăsta, pentru că mesajul e mai dur și mai direct decât jocul actorilor. Deci nu vreau neapărat să vorbesc despre filmul ăsta. Mă bucur că l-au făcut, că au avut curajul americanii să vorbească despre corupția și despre cretinismul politicienilor, care niciodată nu vor asculta de cei în domeniu, indiferent de domeniu, de specialiști vorbesc, și de mediul oamenilor de afaceri care din umbră își văd de interese și manevrează politicienii ca păpușarii, știți? Ha. Bun. Deci, nu despre filmul ăsta, care vă recomand să-l vedeți dacă vreți, pe internet a fost așa un boom, o explozie a celor pro-film, a celor contra acestui film, critici. Unii vedeau că Leonardo DiCaprio n-a jucat prea bine, că cealaltă mironosiță nu știu ce a făcut, că Meryl Streep a îmbătrânit. De fapt, nu asta era subiectul filmului. Dar m-a întristat, m-a întristat, știți? Tocmai fiind vorba despre acest film care vorbește despre felul de degradare umană în care a ajuns societatea noastră, la un moment dat, un tip, nici nu i-am ținut minte numele, că am rămas foarte contrariat, așa cumva, de opinia pe care și-o spuneam. El se vedea, probabil că și este critic de artă, critic de film, de cinema. Și își spunea opinia ca și critic de artă, dar cineva i-a spus: omule, noi suntem neinstruiți în materie de artă cinematografică. Și asta așa este, pentru că, vedeți, la școală se face literatură, limbă și literatură română, nici măcar nu se face limbă și literatură universală, dar oamenii nu mai consumă de mult literatură. Poate că ar trebui școala asta să facă măcar o oră pe săptămână sau o oră pe lună, habar n-am, de cultură cinematografică, de cultură în arte sau la desen, să se predea pe lângă istoria artelor și ceva de cultură cinematografică. Eu, la vârsta mea, la viața mea, la tinerețea mea, să știți că am mai prins ceva
cultură cinematografică, pentru că în studenție am avut șansa, norocul să zicem, să stau în cameră cu o tipă evreucă, foarte pasionată de cinematografie și foarte cultă în materie de cinematografie, da? Și ne cărea la cinematecă, că era cinematecă, film de artă, în fiecare vineri, țin minte, la casa studențească. Și când ne întorceam acasă, tipa făcea expunere și ne deschidea și nouă ochii. Ce vrea să spună filmul La strada? Erau filme care eu eram așa de dezorientată în ele, că erau și unele și alb negru și nu înțelegeam nimic, nici din acțiune, nici din final, nici din... Și venea acasă și a explica, domnule, asta este un simbol, asta este un nu știu ce. Și atunci, la vremea aia, picătură cu picătură, după aceea țin minte că era chiar pe televiziunea română, erau puține filme care se dădeau, dar cred că era Cinemateca și la televizor câțiva ani de zile și un critic de artă de cinema făcea critica acelui film înainte de a-l viziona și încetul cu încetul înțelegeai că cinematografia este o artă pe care, așa cum nu poți să pricepi muzica fără să ai cât de cât o cultură muzicală, nu poți să pricepi pictura fără să ai o anumită educație în stilul ăsta, tot așa și cinematografia nu poți să înțelege, sau bine, o înțelegi, dar la nivelul ăla de... Na, de diletant. Știți, nu înseamnă că un film nu te poate impresiona sau nu-ți plac culorile sau nu-ți place acțiunea. Dar faci, în momentul în care ai cultură cinematografică, faci diferența între un film de comerț, un film comercial și atâta tot, și un film cu mesaj. Și ajung, de-abia acum ajung la subiectul care mă doare. Cineva, deci omul cam critica filmul ăsta, știți? Și cineva i-a spus, măi, omule, noi suntem oameni obișnuiți, de pe stradă, fiecare cu școala lui, cu meseria lui, cu viața lui. De unde să înțelegem noi nu știu ce simboluri și nu știu ce chestii care s-au pus pe aici, pe acolo în filmul ăsta? Nu ai vrea să-ți faci tu un canal de YouTube sau să scrii ceva, să-ți faci un blog și să comentezi filmele, ca noi să ne putem instrui dacă tu ești deșteptăciunea pământului și ai instruirea necesară. Și știți ce m-a durut? În loc ca omul să zică, păi, vreți să știți mai mult? Eu știu mai mult decât voi, hai că vă învăț, știți? Pentru cine vrea, fac un blog. Omul a spus, dar ce eu, ca să fii critic literar, câteodată ai nevoie de 2-3 facultăți, îți consumi ani de zile vizionând și citind critici și ca să ajungi la înțelepciunea unui critic de film, care este o raritate și România chiar nici nu mai are critici de film, că toți au plecat și... ori au murit, eu nu pot să fac gratuit chestia asta. De ce să o fac gratuit, știți? Și în momentul ăla mi-am dat seama că omul ăsta, oricâtă școală o fi având și oricâtă cultură o fi având, poate că dacă, chiar dacă gândea așa, știți, ar fi putut spune, nu am timp de genul ăsta. Timp, nu găsesc rostul, nu așa. Dar să spui că tu, de fapt, tot ce ai acumulat tu în interior ca experiență și știință în materie de critică de film, nu ești dispus să o împarți gratuit cu cei care ar dori să știe mai mult. Mi s-a părut așa exact în tonul filmului, știți? Exact în tonul și în tonalitatea filmului. În care fiecare își vede de interes, de afaceri, de bani și ducă-se planeta asta
de râpă. Pentru că, oameni buni, eu vreau să vă spun că m-a impresionat un lucru în viața asta. Un lucru, mai multe lucruri m-au impresionat, dar în contextul ăsta, citisem undeva că după al doilea război mondial, Japonia era la pământ cu toate. Deci nu avea niște colibe și niște oameni, un sol sărac și vai de capul ei. Da? Plină de cutremure și de incendii și embargou economic și ce mai vreți voi. Deci mai necăjită ca Japonia, puține țări au fost după al doilea război mondial. Și guvernul de atunci a avut înțelepciunea și a spus: oameni buni, singura noastră putere de transformare este să ne instruim, să ne școlim. Și au obligat absolut pe toată lumea să facă o facultate. Chiar și la seral și pe vremea aia, cursurile se trimiteau prin corespondență. Deci au făcut și cei de 60 de ani au făcut facultate prin corespondență. Deci toată lumea. După aceea am citit că la Sony, de exemplu, ajunseseră să lucreze doar 300 de specialiști și toți aveau facultate. Deci până și măturătorul sau cel care făcea curățenie, vă dați seama că acolo trebuia să fie o curățenie impecabilă, să nu ți intre praful în vreo sculă din aia foarte sensibilă, până și el avea facultate. Și ideea a fost că un om cu școală are o altă disciplină și e mai instruit și așa mai departe. Iar noi, românii, suntem analfabeți funcționali. Iar cei care cât de cât au mai citit, s-au mai instruit, nu știu, să zicem că au ajuns să-și perfecționeze sau să aibă anumite idei, păi ăștia au devenit egoiști. Că pe mine m-ar fi interesat un curs de genul ăsta, știți, să fac, mă rog, de critică, de artă cinematografică, așa, ca să înțeleg mai mult decât se vede la prima interfață. Nu, domnule, nu. Egoiști. Egoiști. Adică de ce? Eu știu pentru mine și mi-ajunge. De ce să mai destup și mintea altora? V-am pupat. Am spus că intru în programul ăsta de dezvoltare personală de care n-am avut timp și o să-l share-uiesc cu voi.